Dacă valul 4 al pandemiei a îngrozit o lume întreagă, în valul 5 se pare că cetățenii sunt mult mai relaxați. Aceștia spun că s-au temut mai mult de tulpina Delta decât de Omicron și consideră că suntem la sfârșitul pandemiei. Totodată, la noi în țară, a scăzut alarmant și interesul oamenilor pentru imunizare. Chiar dacă pandemia nu s-a încheiat și continuă să facă victime, relaxarea se simte. Dacă în valul 4 s-au creat cozi interminabile la centrele de vaccinare de teama de a nu se infecta cu tulpina Delta, de această dată situația s-a schimbat, iar cetățenii nu mai sunt așa speriați. Oamenii spun că au auzit deja de noua tulpină sud-africană, însă nu sunt îngrijorați, mai ales dacă s-au imunizat deja. Nu mi-e teamă, pentru că sunt vaccinat, că merg în exterior. Sunt vaccinat și nu mi-e teamă. M-am făcut vaccinul și nu mi-e teamă niciodată, n-am fost probleme. N-am fost răcit de când am făcut. Am făcut testuri și în Germania și în România și n-a fost problemă. Credeți că ar putea fi sfârșitul pandemiei? Vă gândiți că mai urmează alte tulpini? După câte am auzit, s-ar putea în martie ca să se ducă sfârșitul pandemiei, ca să intre pe normal, făgaciul normal. Așa zic eu. Că eu am toate vaccinurile făcute și eu cred că este ce este. Pentru că n-ar fi murit atâta lume. Ne luăm după unii, nu este, ca e gripă, nu e gripă. Nu e nicio gripă, că eu sunt în vârstă și gripa e în alt fel. Hai, să sperăm că o scăpăm primăvara cu noi. Sperați că e sfârșitul pandemiei? Eu așa zic. De asemenea, părerile sunt împărțite și când vorbim despre sfârșitul pandemiei. În timp ce unii par a fi convinși că tulpina Omicron va fi ultima variantă a coronavirusului, alții consideră că vor mai urma și alte tulpini. Tulpina Omicron, eu am fost copil. Și la 1.4 și nu aveam atunci cervețele umede, ne ștergeam cu mânecica. Că așa eram copii. Răceala a fost. Nu era tulpina Delta, dracu, ce sunt acum. Acum sunt niște vrăjeli, niște vorbe de doi bani, de urea cripitului, dacă știți. Am și eu o vârstă care acum, pe 2 februarie, încheie 49 de ani, numai minciuni și numai prostii. Mai așteptați la alte tulpini? Da, bineînțeles. Care moare acum? COVID. Primele semne care pot trăda infecția cu Omicron apar în zona capului. Specialiștii spun că această variantă a virusului, aparent mai blândă, poate provoca forme severe de boală. Un simptom care ne spunea clar până acum că avem COVID era pierderea gustului și a mirosului. Deși este specific infecției SARS-CoV-2, acum la Omicron apare mult mai rar. Pierderea gustului și mirosului rămâne un simptom caracteristic tulpinii mamă, cea pe care am cunoscut-o inițial, însă simptomatologia diferă ușor de la un tip de tulpină la cealaltă, cea care suferă mutația, însă nu semnificativ.